Până de curând, un derby al Ploieștiului, meciul dintre Astra și Petrolul, va fi unul de foc cel puțin datorită locurilor din clasament ale celor două combatante, 2 respectiv 5. Ambele echipe au un moral excelent după victoriile din cupă și calificarea în sferturile de finală ale competiției. Petrolul revine la Giurgiu după 3 sezoane și nu are deloc amintiri plăcute. Prahovenii au pierdut atunci 2 puncte importante în lupta pentru titlu, în urma egalului în fața Dunării Sportul Studențesc și Astra Ploiești promovând. Prahovenii au mai pierdut o promovare la Giurgiu în sezonul 2005-2006. În urma unui meci de pomină, Dunărea a câștigat cu 4-3 în ultimul minut, propulsând Unirea Urziceni în prima ligă în detrimentul Lupilor Galbeni. Supărați pe ratarea calificării, suporterii Petrolului au devastat o parte a tribunei vechi de pe Marina Nastasovici și s-au războit cu jandarmii. Interesant este și faptul că Petrolul a evoluat la Giurgiu în 8 sezoane diferite, toate în eșalonul secund, în perioada 1978-2010, însă nu a reușit să câștige niciodată. A obținut 4 remize și suferit 3 înfrângeri. Rămâne de văzut dacă sâmbătă prahoveni vor reuși să rupă șirul de rezultate nefavorabile sau vor fi din nou puși la respect pe arena din Giurgiu.